dimineața. O să abordez o temă pe care sunt convins că mulți o stăpâniți ați auzit de acest subiect, însă nu strică niciodată o rememorare a unor elemente care, din păcate, le uităm mult prea des în practică. Și să fie spre folosul tuturor, spre beneficiul tuturor. Este vorba de relația noastră cu subconștientul. O chestie extraordinară care a fost pusă în valoare de psihologi, de școlile de psihologie moderne. Toate se bazează pe conținutul inconștient, subconștient, de modul în care să ne armonizăm acțiunile, tendințele conștiente cu cele subconștiente. O persoană care are o bună relație cu subconștientul, nu cu inconștientul, cum zicea bancul cu psihologul, care cicotipa ajunge la psiholog și zice: Doamnă, zice, de săptămâna viitoare trebuie să începem să lucrăm cu inconștientul. La care doamna zice: Domnul doctor, l-aș aduce, dar nu cred că vrea să vină. Se referă la bărbasul. Deci ceva de genul ăsta. Deci lucrul cu subconștientul este de fapt o altă parte a noastră de care suntem separați prin ceea ce se numește linia aceasta a percepției conștiente. Inconștientul este marea sumă de lucruri care ne aparțin și pe care noi nu le conștientizăm, care sunt dincolo de percepția noastră. Ele există, sunt reale, sunt exact ca un depozit, o magazie aflată în întuneric, în care am depozitat lucruri despre care știm că există, însă nu am început să o explorăm și nu avem un inventar exact al bunurilor care se află acolo. De ce îi spune inconștient și nu subconștient? Pentru că și aici există niște delimitări subiective, evident. Pe de o parte, subconștientul este zona aflată sub pragul de percepție conștientă, care sunt înrădăcinate, înmagazinate în trecutul nostru. Aspectele de ordin emoțional, psihic, cum vreți să le denumiți, care sunt acolo îngropate, dacă vreți, ca un soi de experiență trecută. Totalitatea lecțiilor trecutului. Supraconștientul este acea zonă care poate fi explorată și face parte tot din inconștient. Supraconștiința e un termen care apare mai des în anumite școli din acestea de psihologie, cum e psihologia transpersonală. Și acolo se vorbește despre faptul că, dobândind o conștiință lărgită, prin meditație, prin rugăciune, prin diverse metode din acestea de dezvoltare personală, noi accesăm, de fapt, supraconștientul, ceea ce ne face să fim mai mult decât suntem, să trecem dincolo de aparențele limitărilor personale. Asta este supraconștientul. De exemplu, accesul la conștiința cosmică, la conștiința noastră, vă dau două exemple. Un om normal este conștient de limitele lui corporale, de percepția lui care este limitată de cele cinci simțuri. Însă, la nivel mental, la nivel emoțional, la nivel afectiv, noi, prin identificările noastre, depășim cu mult aceste granițe. De exemplu, un om se poate identifica cu națiunea română, să iubească foarte mult România, să se numească, deci, naționalist, și astfel percepția lui mentală și psihologică să fie la nivelul întregii nații, simțind că aparține unui întreg,
putem spune că într-o anumită formă el a dobândit o conștiință extinsă, conștiința de neam, pentru că se autoidentifică cu neamul. La fel cum atunci când ești într-o mașină, ești conștient perfect de limitele ei și o conduci cu abilitate prin trafic, fără să o zgârii, fără să o lovești, mașina devenind un corp extins al ființei tale, la fel este și cu această conștiință lăgită asupra unei populații, țări, familii, nu contează. Mintea noastră se poate expansiona oricât. Ei bine, în anumite situații speciale, mintea se poate expansiona și conștiința noastră nu mai este limitată de cele 5 simțuri și de identitatea eu-ului personal și atunci dobândim această conștiință expansionată, eu-ul superior. Bun, acum că am făcut distinția între subconștient și supraconștient, care amândouă fac parte din inconștient, haideți să vedem cum putem să avem o viață mai bună și să ne utilizăm anumite mecanisme pentru a ne pune într-o relație bună cu subconștientul, cu zona în care avem înmagazinate lucruri. În general, lucrurile pe care le înmagazinăm sunt adunate nu neapărat alandala, dar într-o ordine care scapă minții noastre conștiente. Și aici o să spun că cele mai importante sunt acele acumulări de experiențe care se cristalizează în jurul unor emoții negative sau pozitive. Acestea formează un soi de focare în subconștientul nostru care ne influențează pozitiv sau negativ viața. De exemplu, o mamă autoritară sau un tată autoritar, da? Care ne-a produs un anumit disconfort în copilărie, creează un soi de reacție, să spunem, de frică sau de dominație, da? Ne simțim dominați, ne-am simțit dominați și în această relație noi n-am știut atunci, n-am avut filtrele necesare, n-am avut modele comportamentale cu care să reacționăm astfel încât să fim feriți de această presiune, de această constrângere și, evident, de această stare de frustrare, de suferință pe care ne-a produs-o acel tipar, acel model din viața noastră când eram copii. De-aia copilăria e foarte importantă. Și acea experiență s-a înmagazinat la nivelul subconștientului și a devenit ca un fel de experiență care a rămas cumva vie, da? Exact ca o bulă în care, o bulă de emoție, o bulă de suferință în care s-au înmagazinat experiența, amintirea. Și acea chestiune este vie în noi, pulsează și de fiecare dată când întâlnim anumite experiențe de viață, ceva din bula aia scapă și ne transformă experiența, ne-o colorează. Și atunci avem frică, de exemplu, se manifestă frica din copilărie în anumite conjuncturi sau frustrarea. Însă asta este un exemplu grosuier, adică care vrea să facă să înțelegeți și după modul ăsta se pot înțelege cam toate fobiile. Pot să fie fobii, frică de gândaci, frică de șobolani, frică de păsări, frică de absolut orice. Iar această frică are la bază o experiență negativă pe care mintea a interpretat-o într-un anumit mod la acel moment, n-a putut să o gestioneze și a îngropat-o adânc în subconștient. Și unul dintre mecanismele cele mai eficiente ale subconștientului de a gestiona aceste experiențe negative atunci când nu găsești o soluție
logică conștientă la ele este să le acopere cu uitare. Uitarea este mecanismul de apărare al minții, al subconștientului. Ei, ce se întâmplă într-o astfel de situație este că totuși acele amintiri reprimate nu dispar. Noi uităm, de fapt, într-un mod convenabil de ele, uităm de traume, însă ele continuă să se manifeste în viața noastră prin anumite reacții. Și atunci ne trezim că suntem foarte limitați în anumite experiențe și suferim, ajungând să realizăm că nu mai știm de ce suferim. Asta în cazul cel mai bun. În majoritatea cazurilor, de fapt, acest gen de suferință se somatizează. Ce înseamnă somatizarea? Vine din grecescul soma, care înseamnă corp, adică trec în corp, se manifestă ca boli, ca tensiuni, ca probleme, pentru că corpul încearcă și el să echilibreze. Și cea mai bună formă în care echilibrează este prin preluarea acelei tensiuni subconștiente și transformarea ei în tensiune musculară. Asta este o explicație destul de primitivă. În realitate mai sunt și alte forme de influență ale subconștientului, chiar la nivelul sistemului endocrin. Și așa apar anumite boli care au ca și cauză primordială, principală, acest dezechilibru subconștient, și ele se somatizează, da? se transformă în reflexii în interiorul corpului fizic și astfel apar probleme. Problemele, în special cele cronice, adică care ne însoțesc o durată destul de lungă de timp. Cronicizarea înseamnă că ele devin într-un anumit mod permanente. Cum este, de exemplu, vitiligo, da? Acea culoare albicioasă pe care o au unii pe piele, se consideră tradițional că vitiligo nu are o cauză fizică, ci are o cauză psihologică, un soi de teamă, de frică. E bine, Freud a reușit să vindece anumite probleme care nu țineau neapărat de corpul fizic, și asta, de fapt, reușesc foarte mulți psihologi să vindece chiar anumite probleme destul de grave de sănătate fizică prin această explorare a subconștientului ghidată de către terapeut, și prin care se ajunge la descărcarea acestor tensiuni prin conștientizarea lor. Se numește proces de integrare. Integrarea în experiența aceasta conștientă. Pentru că acum ești matur, acum înveți și știi cum să repari aceste conflicte pe care la momentul la care ai trăit acea experiență nu aveai maturitatea sau experiența necesară sau tiparele comportamentale care să-ți ofere soluții pentru armonizare. De asta, de fapt, procesul acesta de integrare este echivalentul unui proces de vindecare, și inclusiv școli precum noua medicină germană a doctorului Hammer se bazează pe această chestiune. Doctorul Hammer a constatat că marile tragedii ale vieții unui om, moartea cuiva drag, pierderea unui loc de muncă, există o listă foarte clară a fenomenelor cu impact major asupra psihicului unui om, care îl pot dărâma. Toate acestea, de fapt, au un soi de impact aproape imediat asupra corpului. Ele se transformă într-un fel de focare, de rezonanță malefică, negativă, autodestructivă. Și atunci apare cancerul. El a reușit să creeze o legătură între aceste traume și cancer și a demonstrat, spunem noi științific, că există această legătură și că una dintre cauzele cancerului, probabil că nu este exclusivă, dar este una principală, constituie această traumatologie, această zona a traumelor psihologice, care pot genera, se pot constitui într-un factor principal cancerigen.
Deci pe lângă radiații electromagnetice, fenoli și alte porcării și mizerii pe care noi le ingerăm din mediul extern, există și această, a fost demonstrată această cauză psihologică a cancerului. Și evident soluția este exact această explorare interioară, această integrare a unei experiențe traumatizante de pe, de pe niște baze superioare. E, toate lucrurile astea se petrec în meditație. Atunci când meditezi, când începi să-ți explorezi subconștientul prin intermediul practicii meditației, în acel moment, de fapt, prin mărirea clarității și a stării de conștiință, de percepție mai profundă asupra ta, începe să se lumineze subconștientul. E ca și cum ai avea o lumină mai puternică în propria ființă. De ce? Pentru că nemai fiind orientat în totalitate către exterior, nemai fiind furat de experiențele cotidiene, începi ușor, ușor să te obișnuiești cu interiorul tău, cu experiențele interioare care apar. Le observi ciclicitățile, observi mintea, începi să te obișnuiești și să dobândești un pic de control asupra minții tale și să înțelegi, de fapt, mecanismele care determină anumite manifestări. Și în modul ăsta, practic, ajungi să accesezi și o parte mai mică sau mai mare din subconștient. Și, evident, chiar și din supraconștient, pentru că orice proces din acesta meditativ are ca și țel cunoașterea de sine, iar prima experiență pe care o realizezi este aceea că nu există un sine individual în modul în care ni ne imaginam. Suntem ființe într-o continuă transformare și acest eu al nostru individual este o aparență în spatele căruia se ascunde o conștiință unică, dumnezeiască, cum vreți să-i spuneți, da? Acest unu primordial din care toți facem parte. Evident că foarte mulți oameni se sperie de această idee a pierderii individualității, însă nu e vorba de o pierdere a individualității, ci doar de o pierdere a limitărilor generate de individualitate. Practic, este o creștere, o îmbogățire a ceea ce ești, o cucerire. Nu se pierde absolut nimic din ceea ce ești, este doar un upgrade și nu o distrugere, o disoluție, o pierdere a unor, știu și eu, a punctului, a perspectivei proprii, a punctului de vedere. Da, e destul de greu de exprimat în cuvinte această experiență. Ideea este că lucrul cu subconștientul aduce foarte mari beneficii. Împăcarea aceasta, rezolvarea unor probleme interne, da? Conștientizarea și deblocarea acestor nuclee de experiențe psihoemoționale care sunt acolo adânc îngropate, și prin acest gen de lucru cu subconștientul, cu inconștientul, cum vrei să-i spuneți, se ajunge la o un soi de transformarea vieții noastre, pentru că dispar niște filtre, dispar niște limitări care nu știam de unde provin. De exemplu, tu știi că conștiința ta este într-un anumit fel generată sau limitată de niște concepții de viață. E, concepțiile aia de viață nu sunt acolo degeaba. Ele s-au născut și sunt prezente și sunt foarte puternice datorită experiențelor din trecut, datorită unor
limitări. În momentul în care tu integrezi, înțelegi acele limitări și rezolvi acele probleme, descoperi surprins atunci când te întorci la viața ta cotidiană că acele limite s-au lărgit, că ți-a crescut gradul de toleranță la anumite lucruri, că ești mult mai înțelept, mult mai puțin inflexibil în experiențele tale. Lucrul ăsta e foarte important. De ce e important? Pentru că la un moment dat ajungi să experimentezi acest gen de dizolvare continuă a acestor experiențe negative din trecut sau integrare. Înțelegi mecanismele minții tale. Înțelegi de ce îți plac sau nu îți plac anumite lucruri, de ce ești atras sau ai repulsie față de anumite aspecte. Și toate astea sunt importante, pentru că te fac stăpânul propriilor tale alegeri, stăpânul propriilor tale vieți. Nu mai ai temeri, nu mai ai toate acele experiențe negative. Devii stăpânul propriului tău destin. Astea sunt lucrurile importante care contează și dincolo de succesul în viața fizică, dincolo de anumite chestiuni care sunt determinante, putem spune că avem acest avantaj al cunoașterii de sine. Este oarecum și înspăimântător, pentru că realizez că toate preferințele sau nepreferințele tale au o cauză. Nu sunt aleatorii. Faptul că îți place un anumit tip de femeie, faptul că te atrage un anumit tip de bărbat dacă ești femeie, etc., etc., toate provin din subconștient. De asta eu nu cred în teoria aceea I was born this way, cum spun homosexualii. Dacă ar face terapie, eu cred că ar afla și ar învăța foarte multe despre tendințele lor și ce anume le-au cauzat. Poate să fie adânc înrădăcitate în trecut, chiar din alte vieți. Și astfel pot fi anihilate modelele destructive ale ființei noastre prin lucru cu subconștientul. Acum, foarte mult spun, bun, în afară de terapie cu un psiholog și meditație, ce alte căi mai avem de a ne armoniza subconștientul? Să știți că autoobservarea minții, chiar în stare de veche, stare activă, este o chestie care funcționează foarte bine. Atunci când începem să ne supraveghem mintea, este extraordinar. Această supraveghere demonstrează la un moment dat și un grad de luciditate pe care reușim să-l dobândim și atunci devenim abili în relația cu subconștientul. Începem să vedem că ne putem trezi la o anumită oră fără ceas, că dobândim intuiții foarte puternice și clare referitoare la diverse aspecte, că avem capacitatea aceasta de a ne găsi forțele și motivația când avem lucruri importante de făcut, că ne crește gradul de sinceritate cu noi înșine despre cum suntem cu adevărat. Toate astea denotă o relație bună cu subconștientul, faptul că acolo există o oarecare armonie. Subconștientul e văzut de foarte multe ori ca un prieten credincios, ca un ajutor, ca un slujitor, care ne ajută la împlinirea tuturor dorințelor noastre, fie că sunt bune, fie că sunt rele. Pentru că el nu are aceste principii ale moralității, ale binelui și răului și atunci el poate juca rolul autodestructiv, creând suferință la nivelul conștientului, cum e cazul cu cancerul de care v-am povestit, sau poate să ajute extraordinar.
este un supus credincios. Când am început eu să practic yoga prin anii 90, erau foarte multe cursuri despre hipnoză și autosugestie, despre folosirea sugestiilor benefice. Cum se folosesc sugestiile benefice? Spui bilețele, îți construiești fraze care conțin anumite afirmații pozitive pe zonele pe care... Și erai învățat cum să-ți construiești aceste fraze, pentru că și aici există o metodologie. Vreau să vă spun că funcționează grozav. Îți pot îmbunătăți foarte bine viața și... Acum limbajul s-a mai schimbat. Lumea vorbește despre programe mentale autodistructive, vorbește despre deprogramare, totul pare să fi devenit mult mai complicat. În realitate este aceeași tehnologie, aceeași metodologie de lucru cu subconștientul. Trebuie să găsești ceea ce vrei să transformi la tine și apoi prin afirmații pozitive, cu o credință foarte puternică, cu vizualizare ca și cum deja s-ar fi produs acele lucruri, să le repeți dimineața, seara, în momentul în care subconștientul este mai permeabil, când este aproape de această trecere. Pentru că se spune că într-o stare de sugestibilitate mărită crește eficiența. Pragul acesta al conștiinței este mai subțire și nu mai oprește. Cel mai mare dușman al acestei proceduri este necredința sau frica de insucces, frica de eșec. Cam astea sunt lucrurile care funcționează în relația cu subconștientul și sunt spectaculoase. Adică capacitatea de transformare a minții noastre este nelimitată, virtualmente nelimitată. Cam asta e ce voiam să vă spun în această dimineață și trebuie să plec la 8:30 și mi începe primul proces. O zi bună!